Domnule Gani, câteva concluzii după acest joc. Da, nu am reușit să câștigăm. Eu cred că au contat primele 10-15 minute în care nu am fost în joc. A venit și acel gol al lui Tănase în care nimeni nu a reușit să-l blocheze și a contat foarte mult. Nu numai că cu acel gol au câștigat, dar e greu după aceea să le las spații FCS Bulii pentru că au jucători foarte buni pe faza de atac și nu era ușor. În schimb, am intrat în joc, am echilibrat și am avut două, trei situații foarte bune de a marca pe finalul primei reprize prin Paul și prin Sorescu. După prima repriză, a doua repriză a fost mai bună, am luptat foarte mult. E adevărat că nu am avut foarte multe ocazii, dar cu puțin noroc puteam egala pe final la ocazia lui Nepomucen. Meciul practic a început de la 0 la 1, FCSB a deschis rapid scorul, v-a dat peste cap planul tactic pregătit pentru acest meci? Da, pentru că în sistemul pe care l-am folosit azi, 4-2-3-1, acolo cu Vlad în spatele lui Nemeț, m-a ajutat foarte mult să închid culoarele, să-mi facă superioritate la mijloc, să nu le las culoare de pasat și în primul rând spații, pentru că stai o echipă cu jucători de viteză, mai ales în treimea adversă. Am preferat să joc cu Radu acolo, să închid foarte bine la Coman și să-i dau mai multă libertate lui Sorescu pe faza de atac, prin viteza lui să putem surprinde pe spațiile create libere. Au fost câteva situații, dar din păcate nu au reușit să dăm gol. Maniera de arbitraj parcă a înclinat un pic terenul în favoarea oaspeților. Din amă 10 oameni. Au fost momente, într-adevăr, nu știu, cartonașul roșu cred că e meritat la Filip, două galbene, atac întârziat, foarte multe cartonașe galbene, foarte multe țipete din partea lor și imediat fault. Nu cred că a influențat foarte mult. Am avut și noi momente când putea să dea cartonaș galben la Ovidiu Popescu pentru că l-a faultat de foarte multe ori pe Fabrini, dar nu cred că asta s-a contat a influențat rezultatul. Cum ați trăit minutele de prelungiri? Cum ați văzut capul lui Nepomuceno la câțiva centimetri? Da, într-adevăr, am văzut mingea aia în poartă, pentru că a fost ultima fază și a atacat foarte bine. A trecut puțin pe lângă, eram și în 10, eu cred că și în momentul în care am rămas în 10, ultimile 10 minute nu s-au cunoscut, pentru că am atacat, am trimis și pe Antepulic atacant ultimile minute, așa că am riscat. Și n-am ce să le reproșez băieților, pentru că la nivel de atitudine, determinare și implicare pe un teren foarte greu, contra unei echipe bune, au reușit să-mi dea totul. Nu este ușor de trecut peste o înfrângere cu FCSB. Ce le-ați transmis băieților vestiar? Ce să le transmit? Din nou, încredere, curaj pe mai departe, pentru că ne așteaptă un meci foarte greu la Craiova. Da, și după aceea avem din nou cu FCSB în cupă. Trebuie să ne luăm revanșa, să mergem mai departe. Așa că știm foarte bine unde am greșit la acest meci. Sper să nu mai repetăm pe viitor. Și nimic, nu avem mult timp așa de plâns, pentru că urmează meciul din 3-3 zile și în acest moment trebuie să schimb radical așa chipul și să gândești pozitiv pentru următorul meci. Doi jucători importanți vor lipsi la Craiova, Anton și Filip fiind suspendați pentru această deplasare. Apar momente de acestea în care se acumulează cartonașe galbene, acum a fost cartonașul roșu lui Filip, o să vedem. Am jucători care trebuie să găsesc soluții în lot, sunt soluții și niciun fel de problemă. De data asta au mai fost momente când au stat și alți jucători, da? Cum a fost la UTA, unde Fabrini și Răuță n-au jucat și alții au făcut-o foarte bine, așa că și de data asta voi găsi soluții. La ce să se aștepte suporterii noștri peste o săptămână? La revanșă în Cupa României, așa cum a spus? Ăsta e cuvântul. La o revanșă. Ar fi foarte frumos să putem să câștigăm de data asta și să mergem în cupă mai departe, un obiectiv pe care noi credem foarte mult acest an.